Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Vă salut, prieteni! Astăzi, episodul cu numărul 274, vom avea destul de multe lucruri de discutat, mai ales că e weekend și pentru prima oară după o perioadă lungă am pregătit și un bonus dublu. 3 cote de 2, 2 cote de 3, 20 de recomandări. Așadar, cred că veți avea absolut suficiente recomandări pentru a vă forma biletele de joc pentru această perioadă. Haideți să vedem ce s-a întâmplat pe Champions League și Europa League. O să începem cu sugestiile de sâmbătă pe Champions League. CFR Celtic sub 2,5 goluri. Recomandare bifată sau CFR Celtic nu se marchează în ambele reprize. Bifat, Krasnodar Porto pe cornere, pontul a fost câștigător. Krasnodar Porto, vă recomandasem și solist, l-am ratat la mustață, minutul 89. La Basel cu Lansk Linsk, o ploaie de goluri în a doua repriză. Eu am jucat gol în ambele reprize, nu s-a marcat în prima repriză. Maribor cu Rosenborg și aici prăjitura a fost oarecum bifată cu peste 1,5 goluri și mai ales ambele marchează. O recomandare care, trebuie să fim sinceri, v-am recomandat-o să o jucați single. Cota era excepțională, 2,23, 0-0 la pauză, să am avut o repriză secundă excepțională. Iar la Başak Şekir cu Olympiacos, sub 5,5 cornere gazdele, chiar nu mă așteptam ca turcii să aibă atâtea lovituri de la colț. Ce m-a bucurat însă și mai mult miercuri, cota 2 câștigătoare, Maribor Rosenborg peste 1,5 goluri, Basel cu Lask Linz peste 1,5 goluri și CFR cu Celtic sub 3,5 goluri. Să nu uităm, marți am avut, prieteni, pe Champions League procentaj de 100%, miercuri nu ne-am mișcat deloc rău cu cota 2 câștigătoare, cu aceste sugestii, per total spun eu, într-un procentaj bun. Și pe Europa League n-am stat deloc rău la capitolul ponturi. După cum vedem acum pe ecrane, cu AEK Larnaca Hand peste 1,5 goluri, Craiova AEK Athena sub 2,5 goluri, la Hauze sunt cu PSG, aici m-a nenorocit. Ai un singur meci pe care nu-l anticipezi bine și restul se năruiește, pentru că am jucat gol în ambele reprize sau peste 1,5 goluri la cota 2, cu PSG marcând din penalti minutul 24 și așa s-a terminat. Tun Spartak Moscova X2 cota 1,38. Anver cu Pilsen, victorie pentru Anver, 1-0, nu mă așteptam, dar ocazii multe pentru Pilsen a doua repriză. Frankfurt v-a dus peste 2,5 și Torino Soligorsk peste 2,5 goluri. Uite, bifez ambele recomandări în peste 2,5 goluri, atât la Vaduscă și la Torino. Și din păcate, prieteni, ratez cota 2 de joi pe Haugesund, PSG peste 1,5 goluri. Mai jucase mai clar Naka cu Hand peste 1,5 goluri și Mjolde cu Aris. Gazdele marchează încă. Odată putem să învățăm ce se întâmplă în acest joc, pentru că AEK Larnaca cu Hand, ciprioții ne marchează minutul 89, goluri de 1-1 și haideți să fim serioși, în Haugesund cu PSG, minutul 24, 0-1, jucând și o echipă din Olanda, PSG, o echipă care face spectacol, o diferență uriașă de valoare între cele două formații și din minutul 24, cele două formații au avut la dispoziție 66 de minute să nu se marcheze. Ei bine, n-ai ce să faci într-un astfel de moment decât să uiți, să uiți, să uiți. Însă, încă o dată spun, această variantă cu peste 1,5 goluri, cred că ne-a mâncat cele mai multe bilete. Să nu uităm, am avut peste 1,5 goluri, inclusiv oameni buni cu gol marcat în minutul 1. În minutul 1 am trăit experiența pe live la Faș Pariu și și atunci a fost un singur gol marcat, cel din minutul 1. Așadar, în această săptămână, pe cupele europene, două cote, două câștigătoare, una ratată și un procentaj de vreo 76-77% pe recomandările oferite. Să sperăm că va fi cel puțin la fel de bine și în acest weekend. M-am uitat peste biletele voastre, impresionante, impresionante. Jucați niște variante, sincer, pe care eu nu le-aș juca niciodată. Asta denotă încă o dată că experiența și inspirația și informațiile pe care noi le dobândim fac diferența. Și o să vă dau câteva exemple. Uite, începem cu biletul lui Cristian Popescu, fraților. Haideți să fim sinceri, câți dintre noi la Astana cu Valeta sau Ventpilis, oricum, o echipă modestă a jucat Astana pe teren propriu, cu Valeta ar fi jucat peste 3,5 goluri marcate de Kazaci la o cotă de 3,75. Foarte puțin, foarte puțin.
Și uite, avem cazul lui Cristian Popescu, care anticipează excelent. Astana s-a jucat cu Valeta, a investit aici 300 de coroane pentru un câștig de 1129. Excepțională această cotă de 3,75. Un singur eveniment, foarte, foarte bun această cotă, mai ales că mulți dintre noi chinuim să facem o cotă 3,75 din 3-4 evenimente. L-avem pe Eduard Vulcan, fraților. O seară de Champions League care nu anunța multe goluri, cea de miercuri. Bine că au fost, uite, un CFR cu Celtic. Ambele marchează, a jucat cotă 2 și 10 și la Basel cu Lask Linz, ambele marchează și 3 plus 2 și 10. Faceți dumneavoastră diferența între Haugesund PSV, nu ne trebuia peste 1,5 goluri, gol marcat în minutul 24 și acest Basel cu Lask Linz, ambele marchează și 3 plus cu 0-0 la pauză. Vedeți, nu există nici măcar, nu putem face nici măcar o comparație între evenimente. Adică ai Basel, Lask Linz, 0-0 la pauză, tu joci GG 3 plus, îți iese și la Haugesund cu PSV minim un gol din minutul 24 nu ți iese. Sunt oameni buni învățături din care trebuie să ne construim biletele pe viitor și să înțelegem că noi nu putem să facem absolut nimic mai mult decât să pariem până la urmă. Mergem mai departe. După biletul lui Eduard l-avem pe Paul Bogdan. Uite și aici, 50 de lei pe o cotă de 30-24, magistrală. Dar dacă ai vedea acest bilet în 4 evenimente jucate, înainte să pui banii, eu vă spun, nu aș fi pus 50 de lei nici în ruptul capului, nu aveam încredere în așa ceva. Sparta Praga, uite și biletul e jucat și în Cluj, din câte văd, excepțional. Sparta Praga cu Trabzon, gazdele marchează minim 2 goluri. Craiova Ecatena, oaspeții marchează minim 2 goluri. Dun cu Sparta Praga, oaspeții marchează minim 2 goluri și Sarajevo cu Bate Borisov, oaspeții marchează minim 2 goluri. Toate cele 4 partide extrem, extrem de echilibrate și chiar și așa toate echipele pe care prietenul nostru Paul a jucat au marcat câte 4 goluri. Extraordinar, extraordinar, câștig de 1439 de lei. Doamne, câte poți să vezi în aceste pariuri. Îl avem pe Radeanu Mihai, uitați și aici. Uitați și aici bilet, Chiasso cu Arau, ambele echipe marchează în prima repriză, oameni buni, cotă 5. Valladolid cu Sporting Gijón joacă pe Valladolid Victorie, dacă nu mă înșel, cotă 2,75. La Spal cu Cesena, ambele echipe marchează cotă 2. Rijeka Victorie cu Aberdeen, cotă 1,95 și Frankfurt marchează în ambele reprize. Excepțional biletul, a investit o liră și a câștigat 96 de lire, cotă 96 din 5 evenimente. Fabuloase, fabuloase aceste pariuri. Și uite, vedeți, de la exemple favorabile pentru pariuri, trecem la cazul lui Ionuț Stăncioiu. Atenție la biletul din stânga, a jucat Plovdiv cu Strasbourg peste 1,5 goluri, trasă la Indigo această situație ca și a mea. Se termină 0-1, cred că Strasbourg a vins la Plovdiv cu 1-0 la o cotă de 1,30. Prinde 19 evenimente și nu prinde duelul din Bulgaria. Oameni buni, pe acest bilet ar fi avut undeva la 60.000 de lei câștigul. Minutul 11 s-a marcat. Extraordinar, extraordinar. Chiar nu știam că la Plovdiv cu Strasbourg s-a marcat în minutul 11 și așa s-a încheiat. Nu ai cum. Deci acesta este cel mai categoric exemplu, nu știu, cel mai elocvent exemplu pe care vi-l pot oferi. 19 evenimentele prins pe toate și la Plovdiv cu Strasbourg, din minutul 11 nu se mai marchează. Ce să-i spui acestui om care se gândea, bă, încă un gol și ar fi avut 6 de milioane. Și dincolo Kyrgios cu Edmund, 200 de milioane, scuze, 200 de milioane, că avem cota, nu 6. Am aici un care mă aștept, nu nicio problemă. Dar oricum, 200 de milioane, o avere. Ionuț Stăncioiu joacă și la Kyrgios cu Edmund, minim un gol marcat de Kyrgios, nimic. Și aici bonusul dublu ar fi fost bifat, undeva la 6.000 de lei avea câștigul. Dumnezeule, Doamne, niciun bilet câștigător și iată cum a ratat ambele la mustață. L-avem pe Nicolai și aici Maribor cu Roseborg, 1-3, scor corect. Dă-mă naibii, 0-0 la pauză, Maribor cu Roseborg și ți se termină 1-3 și tu joci 1-3. Deci este ceva de nedescris. Câte poți să vezi în acest joc. Priviți acolo, câștigurile jucat la fel în coroane. 2800 de coroane daneze, dacă nu mă înșel. Și mai avem pe Răzvan Florianu, câștig de 15.344 de lei. Acesta este un bilet jucat de un parior adevărat, probabil, pentru că investiția este de 3500 de lei.
Holstein Kiel cu Oldenburg, Germania, Liga Regional Nord, ambele marchează cota 1.60, Krasnodar cu Porto X2, Oldham cu Liverpool, ambele marchează 1.50 și Maribor cu Rosenborg, gazdele marchează 1.37. Ați jucat 35 de milioane oameni pe asemenea combinație? Poate dacă ai o bancă de 1 miliard pentru pariuri, da. Dar fiți atenți aici, câștigul este de 15.343 de lei. Uriaș, uriaș și acces câștig. Și acestea au fost biletele pentru acest episod, primite de la voi. Cu siguranță, luni când vom filma următorul, ne vom minuna la fel, pentru că cât de mult se joacă, e și normal. Vreau să vă mai arăt încă un lucru foarte, foarte tare. Un lucru semnalat de Ronaldo Sabin. Am un telespectator, nu știu ce vârstă are, nu știu, cu siguranță nu e profilul lui sau nu e numele lui exact, dar se uită extrem, extrem de atent la episoadele noastre și de multe ori ne ajută cu sfaturi foarte, foarte utile. Mă refer aici la Ronaldo Sabin. Se vede că urmărește activitatea mea dintr-un capăt în altul, pentru că a și spus imediat după Maribor cu Rosenborg, dacă am fi jucat și a doua cotă 2 propusă de Doru cu ambele marchează, ar fi fost bifată. Și tot el ne-a dat acest sprint de pe flashcore. Eu nu-l văzusem, oameni buni. Priviți aici ceva incredibil. Olimpia Cluj, fetele de la Universitatea, joacă cu Mitrovița, o echipă din Kosovo, iar la Victorie, atenție, iar la Victorie, fetele de la Olimpia Cluj aveau 1-0-1. Deci 1-0-1, pentru că se vede acolo jos cota, iar oaspeții la Victorie aveau 41 cote. Dacă puneai doar acest meci pe Victoria celor de la Olimpia Cluj, câștigai mai puțin decât depuneai, pentru că îți lua acel impozit. Deci mie, eu știu ce aș vrea să văd, nu vreau ca să spun mai multe, să nu se supere. Eu aș vrea să văd acest meci. Eu aș vrea să văd acest meci. Dacă ar fi fost filmat, eu l-aș vrea cap-coadă. Bă, dacă e diferența asta uriașă, atât de mare de cote, înseamnă că este o diferență de valoare ca și la tenis între mine și Federer. Bă, n-ai cum. Cum au dat, mă, oare ce fetele la Mitrovița, două goluri, minutul 24 și 30. Și atenție, U a marcat golul de onoare, minutul 90+5, cotă de 41. Cotă de 41. Oare chiar nimeni nu se nu vede astfel de cazuri? Chiar nimeni nu poate investiga așa ceva, pentru că mi se pare, mie mi se pare, știți cum, o insultă pentru cei care pariază. Pentru că mă pot aștepta oricând la așa ceva. Clar n-a jucat pe Olimpia Cluj cu Mitrovița, unul solist pe cotă 1-0-1. Bă, dar pune cotă de 1-0-0, nu mai da cotă la Universitatea Cluj și lasă bată oaspeții la cotă de 100. Mie mi se pare ceva incredibil. Eu așa ceva n-am mai văzut în viața mea. La 1-0-1 să-ți dea el alții două goluri. Fabulos, sau mai bine zis, strigător la cer. Două promoții a celor de la Unibet. Pariu gratuit de 25 de ron, plasați cel puțin 4 pariuri live sau primești comize de minim 25 de ron pe fiecare meci din Liga 1, da? Deci pe România. După ce ultimul pariu este stabilit, veți primi automat un pariu gratuit de 25 de ron. Pariul gratuit va fi disponibil în cont timp de 7 zile. Și mai avem o recomandare a celor de la Unibet, o ofertă, o promoție, rambursare, primul marcator. Plasați un pariu prim meci pe primul marcator, comize de minim 6 lei. Dacă alt jucător marchează, atenție, un gol în primele 10 minute și pariul tău este pierzător, veți primi miza înapoi, însă până la maxim 125 de lei. Banii vor fi rambursați în 24 de ore, ligile incluse Champions League, Premier League, Europa League, La Liga și Championship. Bă, oameni buni, când nu iese cotă de 1-0-1, ce dracu să mai joci la pariuri? Că te tem să mai pui și pe o cotă de 1-10. Dar chiar și așa o să începem cu o cotă 2 pe astăzi. Cota 2 de vineri, formată din 3 evenimente pe tenis, un meci foarte, foarte echilibrate. Avem Carolina Plișcova cu Andreescu, Plișcova favorită 1.45 la victorie spre 1.50, dar cred că vor fi 18 game-uri la o cotă 1.24. Important e ca Andreescu să-și facă de 6 ori serviciu sau să câștige 6 game-uri. Medvedev cu Tim, peste 19.5 game-uri, cam mică cota, 1.28, dar un 7.5, gândiți-vă, ne-ar ajuta enorm. Se joacă la Montreal, pe suprafață dură, Tim servește bine, Medvedev e favorit. Și mai avem meciul dintre Khachanov și Alexander Zverev, la fel peste 19.5 game-uri la cotă de 1.26, pentru că, repet, un meci foarte, foarte echilibrate, un tiebreak, nici nu mai vorbesc, ne-ar face pariul câștigător, iar un 7-5 ne-ar ajuta teribil. Dar și un 6-4, 6-4 ar fi extraordinar.
Ne ducem la cota 2 de sâmbătă, formată din 3 evenimente. Salzburg cu Wolfsburger peste 2,5 goluri, 1,40. CFR cu Hermannstadt sub 3,5 și Gaz Metan Astra sub 3,5. În mod normal, la media și cu Astra Omeș foarte echilibrat, nu m-ar surprinde X-ul 0-0-1-1 final. La CFR cu Hermannstadt, să nu uităm, cu siguranță Dan Petrescu va folosi din nou vreo 90 jucători care au evoluat mai puțin pentru că CFR-ul va juca marți pe Celtic Park și toată atenția este îndreptată către meciul din Scoția și de asta nu mă aștept ca să avem spectacol în Gruia. Și la Salzburg cu Wolfsburger, Salzburg și în acest sezon joacă extraordinar, o mașinărie de goluri. Dacă băieții ăștia vor să marcheze un 3-0, 4-0 lejer, dar un gol marcat de Wolfsburger ne-ar ajuta și mai mult. Cota 3 de sâmbătă, 3 evenimente cu Rapid Concordia sub 3,5 goluri, 1,32, Gaz Astra în maxim 10 cornere și Wilhelm cu Viteze. Ca să-mi închid biletul în 3 evenimente, am jucat această cotă de 1,60 la ambele marchează. La Rapid Concordia, oameni buni, am văzut Rapid Farul, un meci slăbuț făcut de Giulășteni. Concordia a vins în prima etapă cu 1-0, sub 3,5 goluri, mi se pare acceptabil. Gaz cu Astra, Astra 3-4 cornere pe acolo, Gazul mai mult de 6, nu cred. Wilhelm cu Viteze, am putea să avem chiar amele marchează și 3+. Cota 2 de duminică, Ucluj după înfrângerea cu Reșița, mi se pare logic să câștige cele 3 puncte pe teren propriu cu Viitorul Târgu Jiu, o cotă de 1,45, FSB cu Voluntari 1x1,17 și Utre cu Zvole 1x cotă 1,14. După cum puteți observa, ambele cote de 2, sâmbătă și duminică, avem de trecut de 2 meciuri grele sau grele. Acel Salzburg cu Wolfsburger peste 2,5 și victorie Universitate, dar sperăm că Voluntari, Doamne ferește, nu poate câștiga cu FCSB în deplasare sau Zvole să bate la Utrecht. Practic, aceste două bilete stau în două meciuri, victorie U și dincolo 3+, dar, repet, cota 2 de duminică îmi place extrem, este de mult, am mare încredere în ea, să sperăm că va ieși. Cota 3 de duminică, Nordjylland cu Silkeborg peste 2,5, 1,43. Nu cred că Malmö pierde la Häcken, într-o perioadă foarte importantă a campionatului, și 2,1,45 și Jablonec victorie, Copapa, deși Jablonec are câțiva jucători absenți, să sperăm că această cotă de 1,45 nu ne va păcăli. Prieteni, avem 1, 2, 3, 4, 5 bilete pentru vineri, sâmbătă și duminică. Mă refer la cote 2 și cote 3. Puteți să alegeți un meci de vineri, un meci de duminică, un meci de sâmbătă, un meci de duminică. Măcar din aceste recomandări să vă construiți poate dumneavoastră alte bilete. E clar, nu e nimeni obligat să-mi joace aceste recomandări. Și cele 20 de sugestii pentru sâmbătă, duminică și câteva de luni, o să vi le citesc pe toate. Aveți de unde să vă formați de aici bilete lejer. Avem un CFR cu Hermannstadt sub 3,5, Salzburg cu Wolfsburger peste 2,5, Ostende cu Bruș peste 2,5, 1x la Bournemouth cu Sheffield United, Mediaș cu Astra, pauză sau final X, Nice cu Amiens 1x, Wilhelm cu Viteze, ambele marchează, FCSB Voluntari 1, Ucluj, Pandurii, Târgu Jiu sau Viitorul Pandurii, Târgu Jiu 1, Leicester cu Wolverhampton 1x, Mattersburg cu Austria Viena 2,5 goluri meci, Nordjylland cu Silkeborg peste 2,5, Bodo Glimt cu Viking 1 solist. Și avem și a doua parte, cu încă 7 recomandări. Utrecht Zvole 1, Häcken Malmö X2, Viitorul Botoșan luni peste 1,5, Petrolul cu UTA 1X, Fortuna Sittard cu Heracles peste 2,5 și mai avem Hartberg cu Sturm Graz între 2,5 goluri și Strong Boțet cu Valerenga între 2,5 goluri. Ei bine, sunt 20 de recomandări. Jucați câte 4-5 pe bilet, câte 2, câte 3. Luați doar ce vă convine, dacă vă convine ceva. Dacă le puneți pe toate 20 pe același bilet și cu 10 lei faceți în bonus dublu 15.767 de lei. Eu încă n-am postat biletul, mi-am salvat codul și o să vi-l ofer și dumneavoastră ca să nu mai căutați prin toată oferta dacă vreți să jucați. WJ95GK. Deci WJ95G de la Gheorghe și K. Cam acesta a fost episodul 274, oameni buni. Rămâneți rațional, nu jucați mai mult decât vă permite să pierdeți. V-am dat și astăzi atâtea exemple cum poți câștiga, cum poți pierde. Până la urmă aceste episoade, încerc în aceste episoade să vă arăt și alte lucruri, nu doar să vă intoxic cu cote, pentru că vedem pe piață sunt atâția oameni care oferă cote. Vreau să mă mai refer la cei care în continuare se folosesc de imaginea mea și cer bani pe cote, dar nu are rost. Cam atât, oameni buni, până data viitoare, pariați responsabil.
Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători.